Revenim în universul de litoral marca Neamărin, într-un moment când lui Vârciu i s-a tăiat cheful să o facă pe centralista telefonică. Vă sun. Să începem. Nu mai are baterie. Și tot suna telefonul, eu trebuie să fac rezervările pentru seara de karaoke. Bună ziua. La pirați, pirați, pirați. Și tot am sunat 6 mese, 4 mese, 3 mese, 2 clătite. Vrei clătite la ora asta? E ora 12:30. Cine să-ți facă clătite? Azi e închis. Bă, stați așa un pic. Diseară la karaoke vă așteptăm dacă vrei și de mâine, de la 9 la orele 23. Veniți diseară, da. Păi dacă veniți să vă mâncați și clătitele tot diseară când veniți. Nu că să mă duc să le duc eu clătite. Două? După 10 nu te-a mai sunat una? Da. Bun, la pirați. Și zona stați așa că nu v-am fost de acord nici cu alea două dinainte. Eu n-am mâncat nici măcar masa de prânz. Vă spun eu, când o-i mânca eu clătite, o să mâncați și dumneavoastră. Nu e nicio clătită, lăsați-mă pace cu clătitele. Ce clătite? Că eu sunt cu mesele. Lăsați că revin eu cu un telefon. Tu-ți dai seama ce am ratat? Două clătite și cu încă două. Deci cred că luam vreo 9 lei. Liviu, tu-l suni pe băiatul care se ocupă de instalația de karaoke. Tot de la Luminița am luat un telefon pentru două persoane care vin în fiecare vinere și fac acest karaoke. Să rămână, doamna sau domnișoara, ca să știu cum vorbesc. Ana Maria. Ana Maria. Bună, Ana Maria, ne tutuim. Liviu Vârciu, sunt... Bună, Liviu! Băiatul lui Neamărin. Ne vedem în seara asta, că avem pe karaoke, am înțeles. Da, domnul Liviu. La ce oră ajunge aici? Te rog, da, la ce oră începe karaoke aici? La ce oră era să obișnuiți? Liviu, eu aveam intenția să vin acum la pirat să mănânc o ciorbă. E bucătăria de cipă. E închis azi, închis. De-abia ne-am început și ai început să mă enervez. Nici am schimbat două vorbe cu tine, nici te cunosc. Mă pui acum să-ți fac o ciorbă sau cum? Tu vino încoa cu boxele că vorbim noi. Hai, vino să ne cunoaștem. Vino încoa că-ți dai o ciorbă. Tu vino. Da? Hai, vino, vino. Eu am avut telefonul la mine că trebuia să-l sun pe barman și pe fata de la casă. Alo. Salut, Ionuț. Eu te angajez, tu vei fi prietenul meu, vei fi barmanul meu preferat, auzi? Dacă vrei să te simți bine într-un local, trebuie să te pui bine cu barmanul. Când vii la muncă? Când se poate. La 2:30 te aștept. Bine. Te pupa. Barmanul a mai lucrat aici, știi exact cum merg lucrurile. Fata de la casă, la fel. Raluca, te ocupi cu casa de marcat? Da. Exact unde trebuia. Merge. Te rog, ajută-mă și pe mine un pic. Am preluat eu această afacere care o să meargă foarte bine atât timp cât sunt eu aici. Poți să vii la 2:30 să povestim un pic? Ok, bine, bine. Mersi frumos, te pupa. Cu plăcere, tata. De ce fac eu toată treaba lui Neamărin ăsta, mă, că tu ai putea să faci discount la orice, mă. Dar vorbești... Păi, trebuie să-și facă el toată treaba. Pentru aceasta eu m-am gândit, eu, dar și colegii mei, să ne facem reclamă, așa că... Hai, mă, veniți aici să facem o poză, uite aici la bar, hai! Ne-am făcut poză și am pus pe Facebook și am zis, începând de astăzi, o lună și jumătate, Neamărin se află la restaurantul La Pirați, puteți veni pentru orice eveniment. Vasilica, Nicoleta și cu mine... Mergem să luăm băutura. Cel mai complicat pentru mine mi se pare această parte de achiziții. Eu trebuie să vă dau bani. Stai așa, că trebuie să vă dau bani. Dă-ne toți bani. Păi uite. Ia, auzi, te rog eu frumos. Lista, nu, spune așa mare, cam câte ai de cumpărat. Oho. Vă dau 2000. 1000 de cât de ajunge. 1000 de ajuns, facem profit. Păi da, ce facem aici? Noi și aici trebuie să vadă că suntem de profitabili. Ne reducând cheltuielile, nu făcând risipă. Lasă-mă, tu n-ai voie să pui mâna pe bani. Luați-l ăsta, nu-i dați banii. Nu-i dați banii, nu. Scrie și nouă ce... Liviu, Jean și Iuliana, mergeți în satul Hagin, da? Să facă rost de cartofi, de ceapă, de usturoi, de ouă. Pentru usturoi și pentru ce aveți voi acolo, vouă e suficient 100 de lei. Hai, mă! Stai, mă! 100 de lei, tu vrei toate chestiile astea? Usturoi, ceapă, cartofi și brânză. A, cu 100 de lei. Și brânză? Cu 100 de lei. Trebuie să luați așa, lăzi. Da, eu și țăranul cu 100 de lei, cine bun. 3 lei, să 3 lei. Țăran, face și el 2 bani cu 100 de lei. De la ăla iau. De la ăla păi iau. Noi îi dau dublu. Cât da. Vrea pe aia, dau dublu. Da, mai dă 1 milion. Ne-a dat 1 milion, i-a mai zis, bă, mai dă 1 milion, că nu ne ajung banii. Na, mă, uite să zici că ia. Ia te ce faci acum. Mai merge, pe brânză aia gustă. Acolo n-ai curaj să bagi mâna. Hai, drum bun, cale bătută. Cine vă prinde, aveți grijă să nu vă împiedicați. Să nu vă împiedicați. Agil.
n-a putut să mă lase neamărin și m-a trimis cu Jean și cu Iuliana să luăm deci a zis că trebuie să luăm brânză iar... Brânză, carne, lapte, ou. Am ajuns în Hagieni. Am zis că am ieșit din țară. Băi, fraților, am ajuns într-o comună unde puțul, dacă săpa, era la 80 de metri. Noi am venit aici trimiși de neamărin pentru că nu mai sunt piețe în Mangalia sau cred că nu sunt atât de gustoase cum le aveți dumneavoastră aici. Și trimiți la oamenii de la țară ca să găsim mâncare bio. Cartofi aveți? Băi, ia un cet. Usturoi. Ceapă. Usturoi aveți? Ah, m-a salvat. Ceapă verde. Tu, așa ochi frumoși. Dar n-ai văzut că toți au ochi așa? Băi, niște oameni cu niște ochi, ferească Dumnezeu și Maica. Voi cred că n-ați văzut în viața voastră 15 inși în curte, 15 ochi albaștri verzi, verzi cu galben, cu albastru, cu verde, cu verde, cu galbastru, cu spre deschiși. Deci azi când ne dați usturoi, ceapă verde și ouă. Și ouă. Dar acum e acum. Neamarin, Bruzli ăsta, el nu a spus merge și cumpărați. A spus merge și luați. Mă gândeam la ciordeală. Eu, gândul meu primul. Fără bani, lasă bani. Lasă-mă, cum? Cât ne costă? Face nimica. Și zic, bă, dacă ne-a dat bani, logic, trebuie să le cumpărăm, nu? Nu să muncim pentru ele. Vă plătim, stați liniștit. Nu, vă plătim, dar adică să nu vă faceți probleme. Nu ne trebuie nimic. Noi scoteam banii. Cât costă? Nu costă nimic. Doamnă, nu costă nimic. Câtă ceapă ne dați? Păi cât vreți, e în grădină. Le scoate. Și trebuie să o luăm noi? Adică da. Să și ceapa, măi! Pe unde aici, doamnă, să ne dați ceapă, să cumpărăm ceapă? Nu, 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 că aici trebuie să o luați voi. Să o smulgem din răzoare, din grădină, din arătură, pe soarele ăla, pe căldura aia. Dă-ne vreo un coș să punem. Coș nu am, dar un castron. Dă-ne un lighean, dă-ne ceva. Să rămână. Marin Barbu, și uite, deja am început să facă provizionare. Avem bani, plătim. Nu stăm rău. Dar eu am avut grijă să negociez. I-am spus, domnule, noi cumpărăm mai multă marfă. Cum? Dar și în fiecare zi o să venim să cumpărăm marfă. Dacă ne faceți un discount. Gândiți-vă cam ce discount ne puteți face, dar puneți-ne și la treabă și facem. Bine? Hai! Depozitele erau foarte, foarte mari și acolo erau boxuri cu de toate. Șervețele, ceva aveți că n-aveți? Da, dă lista, mâncă, să vedem. Știe cum e ordine aici. Așa, șervețele, ok. Aici. Ia trei. Trei? Ia trei. Așa, hârtie igienică. Păi ia ordinat de beton. Ok. Beton. Da. Lactate, fructe, legume. Auzi, o lădiță mai mică nu ne... Păi, de unde luăm? Nașule, să punem de asta. Am luat-o din astea. Ca să ne facă reducere. Ne-am apucat la lucru. Să vezi ce reducere facem acum. Hai că te văd eu, să te văd eu ce negociezi cu finule. Economiță. Aoleu, ia să vedem noi aici cum intrăm noi cu... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Nu, am ajuns noi acolo la cumpărături și am început. Asta e pentru aragaz, asta pentru? Pentru băi, cred că. Ia băi. Și ouă? Și ouă în cuteță. Ia, haide să-mi arătați unde sunt ouăle. Haide. Și eu m-am dus să iau ouăle. Că așa frumos miroase, doamne! Miroase foarte frumos. M-am speriat, am zis să vezi că intru acolo, ghițar găinile pe mine. De unde erau toate găinile ieșite afară? Nu mai e nimic aici. Nu, fără grijă. Și poți să le iau pe toate? Pe toate. Proaspete! E ceapa femeii, mă. Păi și ce vrei, mă? Are ea un socotel ei. Ce te baști? Scoate ceapa. Mie mi-a fost rușine, luăm ceapa femeii din curte. Că mă, nu, că mă spune, mă, că nu știi tu, trebuie să iei când ți s-o oferă. Dar și în care, mă, că ăsta e rândul, ia tot rândul. Hai să nu mai luăm tot rândul, am luat jumătate de rând. Gata, mă, hai. Zi-mi tu care e bumbulionul de la voi de aici, că eu nu mă pricep. Ia uite. Zi-mi tu care e bun. Asta. Atâta luăm? Da. Da? Numai unul? Numai unul. Eu ia din aia că e de calitate, cu anamița, ia din aia că e mai ieftin. Să română. Preste 11,80. Oh, dar stăm bine. Păi eu nu ți-am spus. Și de-aia ne-am făcut lista. Nu am găsit chiar tot ce ne trebuia, dar eram în criză de timp. Hai. Vă mulțumim foarte mulțumim, mult. La revedere. Și ne-am întors înapoi la pensiune și am început să ne organizăm pentru seară. Ia uite cât am strâns. Sunt fierbinți. S-a înghesuit pe acolo și a făcut căscă calde. Wow, ce calde sunt. Un cocoș la 30 de găini. Doi cocoși la 30 de găini. Săracul, ce muncă pe el. Foarte mult. Dar nu-i tras la față așa, parcă îl vezi, băi. Nu suntem în stare să avem
una. Un bărbat la o singură femeie și femeia aia face figuri și la prima supărare pleacă. Ți se pare normal? Viața asta nu e echilibrată. Păi da, mă, dar e de sămânță. Și noi nu suntem de sămânță? Păi da, tu uite, pe câmp, pe acolo, vrei în vacanță, s-o oprești ele la vremea ei, că nu mai faci treabă. Acum cât poți, cât ești în putere. Aia, nu e corect, nu e drept. Un cocoș la 15 găini. Dacă din alea 15 găini vine una care face figuri la cocoșul ăla care e singur, la 15, și pleacă, ce face găina aia? Moare cu ouă în ea. Și de ce? De supărare că nu mai vine al cocoș să o cocoșească, că a făcut figuri la cocoșul ăsta și el știe. Dacă ai făcut figuri la cocoșul ăla, faci figuri și la mine. Usturoiul unde? Usturoiul de anul trecut. Asta, verdele, încă nu s-a... Nu e l-am văzut că n-ai făcut. Doamna ne-a dat ceapă, usturoi. Sărmâna! Mulțumim de mult de tot! Trebuie să mai facem rost de cartofi și brânză. Și am plecat. Până la urmă trebuie să pleci. Ia uitați-vă! Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage ața, tot acasă te-ntorci. Poți să faci de toate în viață, dar fără la timpul lor. Să nu uiți un singur lucru, Iuliano. Ești cam... ești muritor. Bine. Ești bine. Păi, țărâncuță, cum e ea? Țărâncuță, țărănoi. Uite, mergem prin noroi. Dar unde ne-a trimis arzătar focul? De care foc? Acum nu mai te frige focul. E de la la plită. Foc de la arzătar. Zizi. Cum îi zice? Inducția. Arzătar, inducția. Băi, nu inducția. Neamărine. Că m-ai trimis să iau cartofi când aveam piață. Mangalia m-ai trimis la Balamuc. Eu am simțit-o după drum, când am văzut drum asfaltat cu gropi și cu noroi, am zis gata, ne-a trimis amărin fix aici. Vâneam ceva, cred că are. Și când mergeam pe uliță... Bine ați venit în satul nostru! Liviu! Sărmâna, doamnă! Bine ai venit! Unde credeți că am nimerit? Ha? Unde credeți? Să vă aud! Sărmâna, doamnă, scumpă! De la Craiova! Sărmâna, doamnă! Bine ați venit! Deci mie nu-mi vine să cred, pentru că pentru mine tu ești... Păi cum, doamnă, uite-l în floarea vieții. Ca să te văd eu în fața mea în persoană, un așa om și așa frumusețe. Frumusețe, real. Și e luat. Nu mai zice, domnul Jeanne, așa. E luat, gata. Una peste alta. Una peste alta. Ok, avem nevoie de niște cartofi. Așa. Brânză. Brânză aveți? Avem, da. Cum vii de ajutor ăla? Păi poate, trebuie să le dați o mână de ajutor. Da. Avem domnul Lucerna. Ce e alea? Lucerna. Ce să fac cu ea? Avem costită Lucerna. Domnișoara Iuliana, poate să dea oile la ușă. Păi nu le dau eu la ușă. Dacă nu le dau la ușă... Normal, noi suntem fierți pe muncă. Asta ne-am dorit. Bine, dar am fânul ăla, Lucerna, sunt vipere, dacă ai zis că... Da? Nu la noi, la pădure sunt vipere, pe bune. Ce aici, nu? Nu e. Pune, domnule, pe nepotul. Bine, dacă mă mănâncă un șarpe, dacă mă omor un șarpe, fii atent. Ce? Omul după altceva. Ce, mă, ce? Că dacă te omoară, ce? Ce să mai faci? Te iau după mine, tu crezi că te las așa? Șarpe, dacă mă omoară un șarpe, fii atent aici. Deci tu te sperii de el și el de tine. Ai văzut? Că ne-au pus la treabă, asta e partea a doua. Auzi, bă, cum a zis? E, a zis eu să iau un rând și el un rând. Cât un rând de fiecare azi. Când termină... Dacă când... i-a durat, dar nu se vedea capul celălalt al rândului. Deci era foarte departe. Iuliana, du-te, tată, la oi. Hai să muncem căpriciului. Hai, de la căprițe noi. Spor la treabă! Să rămână! Ce faceți, băi, moțatelor? Uite ce mi sunt ăștia! Be... Uite, vezi că aici nu trebuie să iasă nici o oaie afară, da? Da? Uite așa. Hai aici o înuielușe. Și zici, hai la ușă. Hai la ușă. Așa. Mă gândeam, sunt în casă, le pui la ușă, să le dai afară din casă. Cum să dai oile la ușă? Da? Și care e ușa? Acolo e. Aia e ușa? Da. Hai la ușă, fetele mele. Ce vă uitați așa la mine? Alo? Haide la ușă. Haide. Haide, dă-i. Trebuia să trimit oile spre portița, ce era aia, ușa probabil, și acolo se mulgea. Ia uite ce frumos intră. Haideți mă și voi la ușă, hai. Hai că am dat și caprele la ușă.
Am visat eu în viața mea să dau caprele la ușă? Nu. Am alergie la lucernă. Ce mă făceam eu dacă n-aveam ajutoare? Dar ce vă făceați, doamnă, dacă n-aveați ajutoare? Deci nu eram... Nu mă spun. Ce să vă aduc? O vișinată vrei, zici, acolo. Pă bune? Glumește, doamnă, nu bem noi în timpul serviciului. Adică nu... Așa scrie în regulament. Apă, rece, sistem... Sifon. Sifon. Ah, n-am mai băut sifon de 50 de ani. Pe cine dintre voi? Că mai am vreau. Amândoi. Ia-i pe amândoi. Pe Nicoleta. Te vreau patole asta de aici. Da? Pe... Da, super. Super, da. Hai, pa. Hai să luăm o Liza. Te descurci cu Liza? Nu, 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 ne descurcăm așa. Dacă ai, sunt niște bani la mijloc, parcă îți dai un pic mai mult interes. Eu oricum îl dădeam, dar acum mi s-a înzecit. Hai tu, țineți-l de vorbă, da? Sunt obișnuit, am lucrat de mic, când eram copil mic. Mergeam cu mei la munca de câmp, la fân, la astea. Dar după aia n-am mai cum lucra, că zice, nu mai ai voie să lucrez, că trebuie să cânți. Și dacă lucrez, să îngroșe degetele, nu mai poți să cânți. Vasilica, ți-am zis, e mai mult romantic. Visător. Ea vrea să slăbească și aia e treaba. Da, 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 da. Păi nu, ce să faci? Bă, stai, mă, liniști, băi, că eu trebuie dar să câștig banii, să slăbească. Ea eu trebuie să câștig banii, băi. Băi, băiatule, băi. Nu știu cine dă premiul ăsta, să vedem cine jurizează. Că eu n-am putut să lucrez nimic. Nu, 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 nu-i corect. Uite cine duce doi saci. L-am dat pe ăsta la o parte să vadă că eu le duc, eu le aduc, hap, hap. Să băga peste mine, mă împingea, stai că mut eu aia, stai că fac eu aia. A început deja Vasilica să zică, ți-ai gândit numai la 2000 de euro. Da, eu vreau să o câștig. Păi băi, femeie, stai un pic, că e vorba de 2000 de euro. Păi cum, și eu am fetiță acasă, trebuie p***ul, trebuie cheltuiel, lapte, praf. Știți cum e, mai ales când ai copii mici. Ia, stai, lasă-mă pe mine. Lasă-mă pe mine. Acolo la domnișoara? Da. Ia, Marina, asta o încerca să facă. Să facă o competiție între noi, care e mai ambițios, care face, care trece. Acum să cât am muncit, cât e, hai să vă văd. Da, hai. Da. Cât era normal? 230 era normal. Și, da, acum, și noi cât plătim? 208. A, avem 22 de lei. Deci da, munca voastră... 20 eu că am lucrat și tu 2 lei, tu că ai ajutat. Ok, hai. Cred că Nicoleta a muncit mai mult. Dă-i bani, doamne. Nu, Nicoleta. Până la urmă așa combina lumea, că toată lumea când am ieșit de acolo zis că Nicoleta a lucrat cel mai mult. Să mai ziceți odată ca să se înregistreze pe cap. O să se înregistreze, am văzut eu, nu trebuie să spună doamna. Te-am achitat ce am avut de plătit. 200. Nu-ți dai seama că până mă duc acasă sper să trag și eu la premiu acum, vedem ce-a fi. Nu zic nimic, dar... Să rămâna! Să rămâna, mulțumim! Să rămâna, mulțumim frumos! Fata care vinde flori e roșie în obrăjori și are ochii negrișori. Ce n-aș da și ce n-aș da să fie numai a mea seara și dimineața. Uită-te și tu, uită-te și tu. Zi și tu. Păi, e frumos? Să dau eu la fân, mă? Auto, ține cu sifonul.